Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. De vreme încoace, pe lângă stilul vestimentar, în discursul tău a apărut stilul de viață și mai exact stilul de viață sănătoasă. Faci meditație, te duci prin India, înțelegi lucruri care sunt foarte departe de noi. Cum se aplică ele unei românce cu o cultură care e departe de Orient și cum se aplică în general lucrurile astea aici? Cu deschidere și disciplină. În principiu, toate problemele se rezolvă cu prezență și e un cuvânt pe care nu pot să-l traduc deloc în română, awareness, conștiență, cumva. Lucrurile astea s-au întâmplat în momentul în care mi-am dat seama că sunt nefericită și că ceea ce am în viață nu este de ajuns și veșnic vreau ceva din exterior să mă facă fericită. Oricât de multe lucruri ai avea din lista aia pe care societatea ți-o împinge în față și îți spune, dacă o să ai aia, o să fii fericit. Și ce să vezi? După ce ai toată lista de lucruri, vezi că nu ești fericit. Oamenii cred că banii sunt cei care îți aduc fericirea. Exact. Te duci în foarte multe locuri frecventate de oameni cu o situație financiară foarte mare și vezi că ei sunt lipsiți de orice fel de bucurie de a trăi, sunt foarte triști, sunt foarte blazați și singurul moment în care ei se înveselesc este acela după câteva pahare de vin. Exact. Pentru că atunci ei se relaxează. Și a trebuit să mergi până în India să înțelegi asta? Nu, n-a trebuit să merg până în India să înțeleg asta, a trebuit să merg până în India să înțeleg de ce nu sunt eu fericită și ce trebuie să fac ca să ajung acolo, pentru că m-am gândit că viața ne este dată să ne bucurăm de ea și să fie frumoasă. Iar eu nu mă bucuram de ceea ce am primit. Pentru că avem foarte multe condiționări ale societății și ale familiei. M-am gândit că dacă ai nevoie de cineva sau de ceva care să te facă să fii fericit, m-am gândit că trebuie să fii obligatoriu într-o relație, să fii fericit. E greșit. Ca să fii fericit într-o relație sau în orice ce faci, trebuie să fii mai întâi liniștit și împăcat cu tine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.